Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mulți orășeni s-au mutat la țară în ultimii ani atrași de ideea de aer curat, curte, loc cu iarbă, cu pom, grătar de weekend și așa mai departe. Cu verdeață? Da, tachinez pe Luca grătarul de weekend. Nu e, domne. Mulți au dat însă de altele. Canalizarea nu e întotdeauna ceea ce te aștepți. Curentul mai cade. Dacă vecinii au animale, tu ai muște. Miliarde. Drumurile pot fi un dezastru. Meseriași nu găsești aproape deloc sau sunt neserioși. Plus animăluțe. Variate animăluțe de toate felurile. Mult mai multe ca în oraș. Adică, de exemplu, știu pe cineva, nu spui cine, care e terorizată de ideea de a se întâlni cu o broscuță în curte și care aproape a leșinat când i-a dus motanul pe preș și un șoricel. Un biet șoricel. A fost dezastru. Ei bine, pe grupul de Facebook Mutat la țară, viața fără ceas, sunt și alte situații. De pildă, un domn care a cumpărat o casă în Prahova, undeva lângă o pădure, cere ajutorul comunității pentru a identifica un animal sălbatic care locuiește în apropierea viitoarei sale case, scrie publicația ziare.com. Dânsul a auzit animalul respectiv și s-a îngrijorat, pentru că animalul respectiv, citez, face ca un fel de lătrat combinat cu grohăi de porc. Deci poate e un vecin când trage prima țuică din casă? Da. Zice, citez din nou, nu cred că este porc mistreț. Aveți idee ce ar putea fi și cum am putea scăpa de el sau dacă prezintă vreun pericol? V-ați întâlnit cu așa ceva? Întreabă bărbatul, încă o dată, lătrat combinat cu grohăi de porc. Și, mă rog, sunt multe, multe comentarii. Evident, omul este luat la mișto. Cineva îi zice, este un animal specific zone, iepurele cu coarne, atenție, carnivor. Și au fost, desigur, și răspunsuri serioase. Un căprior mascul, zice cineva, așa fac, un căprior, un cerb, nu știu ce. Bun, acum, unele dintre aceste animale, interesant, că vă spun din propria experiență, încep să auzi păsări noaptea, sună altfel, animale mai puțin. E un măgar care rage în fiecare dimineață, vara, pe la 6 dimineața. El are program de răgit, nu știu cum se zice. Aveți măgari acolo, da? Este undeva, cred că la vreo 5 km distanță, dar dimineața se aude. Okay. Se mai aud cocoși, se mai d-astea. Dar, să zicem că stai lângă pădure. Și la un moment dat, în timp ce... Adică, în oraș e altfel. Pentru orășeni, cunoști toate aceste sunete. Știi bormașina, știi vecinul care o păruiește pe vecină, adică manele de la nunta din parcare, toate astea sunt cunoscute, ești obișnuit. Dar ce faci când stai și tu la apus pe terasă, și în fața ta e pădurea și cri-cri și din pădure brusc se aude așa ceva. Albine. Orice animal ar mai fi, deodată. Orice animal ar fi, eu cred că am mâncat stricat. Da. Spun eu. Deci o iahnie dubioasă. Este, e clar un animal, da? Și după aia, deci asta îți captează atenția, mai auzi ceva foșnete, nu vezi. Pentru că deja este un pic penumbră, nu? Asta e o înregistrare autentică, un animal în pădure. Și comun. Și după care, în timp ce tu ești cu toate simțurile în alertă, că se aude ceva ciudat din fața ta de la 20 de metri, 30 de metri, vine sunetul acesta. Da. Asta e. Au venit mesaje? Ce este acesta? Încă nu? Lătratul cu grăhoit este căpriorul. Iată. Bigfoot dezorientat. Da. Deci asta este un căprior filmat care face aceste sunete. De-al doilea mai auzisem. De primul însă nu auzisem deloc. Nu am ascultat căprior făcând așa. Nu înțeleg de ce forne e în felul ăsta, dar... Cerb. Un căprior, da, un... Nu e cerb mare, ăla e boncăluită de cerb, este altfel și se aude de la distanță mare. Dar asta este sunetul. Cum ai zis? Boncăluit. Boncăluit? Boncăluit. Cerbul boncăluie sau boncăluie? Boncăluiește. Da, când e înrut, boncăluiește. Ok. Boncăluit. Rut știu. Da, cineva spune că e vecinul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.